M-am bucurat în mod special de copii și mi-aduc aminte de versetul cu care ei au început. Îl mai ține cineva minte? Mă bucur când... Și asta cred că este tema, din câte am priceput în această dupămasă. Casa Domnului și casa mea. Mă pregăteam pentru o conferință la Maranata, în Arad, și le-am trimis tema celor 3 zile. Dacă mie nu-mi pasă de casa Domnului, de ce ar păsa lui de casa mea? Dacă mie nu-mi pasă de casa Domnului, de ce ar păsa lui de casa mea? Primesc un telefon de la o doamnă, după vorbă, era de prin București, probabil, și zice ea, ce temă este aceasta? Era toamnă, se apropia iarna, biserica Maranata este uriașă, ca să o încălzești îți trebuie o avere. Și au crezut că m-au chemat ca să fac un pic de lobby pentru comitet, ca să strângă bani pentru încălzire și pentru lumină și pentru... O jumătate de oră am povestit cu dânsa și mi-a zis, eu la așa o temă nu mi-aduc prietenii. Când a început să priceapă, a zis, vin și chem și pe ei. Dar de unde am luat ideea asta? În Hagai, dacă deschideți cartea, nu e o carte foarte mare, Hagai vine și spune, v-ați căptușit casele cu lemn de cedru și casa mea stă dărâmată. Poporul se întoarce din robia babiloniană și repede zidesc altarul în mijlocul dărâmăturilor, aduc jertfele, după care 18 ani stau și se închină lui Dumnezeu în mijlocul dărâmăturilor. Și Dumnezeu trimite 2 proroci pe Hagai și Zaharia. Și Hagai le spune, ați semănat mult și ați cules puțin, l-ați adus acasă și vi l-am vânturat. Dacă mie nu-mi pasă de casa Domnului, de ce ar păsa lui de casa mea? Dar vreau să vă aduc aminte că între timp istoria a curs mai departe. Noi nu mai suntem în Vechiul Testament și casa Domnului astăzi trebuie gândită cu totul altfel decât a fost gândită în Vechiul Testament. Pentru că Domnul Iisus a venit să fie El însuși casa în care să locuiască toată plinătatea lui Dumnezeu. Și odată cu venirea Lui se așează temelia unui nou fel de templu, a unei noi case. Și despre asta aș dori să vorbesc în această seară. În Isaia, capitolul 66, în ultimul capitol al profeției, ni se spune că Domnul practic vorbește poporului său și întreabă ce casă ați putea să îmi zidiți voi. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce locaș mi-ați putea da ca să locuiesc acolo? Așadar, deja Isaia ne pregătește pentru alt fel de casă. Și mă întreb, de unde să încep ca să definesc casa Domnului în zilele noastre? Trebuie să plec de la actul creației. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și m-am întrebat, Doamne, de ce ai avut nevoie de un om făcut după chipul Tău și după asemănarea Ta? Oare nu cumva pentru că dorința din totdeauna a lui Dumnezeu a fost să locuiască nu între ziduri, ci între oameni? Din totdeauna Dumnezeu și-a dorit să locuiască în inima ta, să locuiască între noi, să locuiască în copiii noștri, în familia noastră. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Versetul 27 zice, Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Și versetul 28 continuă, Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul cu ce? Cu chipul lui Dumnezeu, purtat în voi, cu familii, bărbat și femeie, în care Dumnezeu să fie prezent. Dacă citeți Biblia cu atenție, dragii mei, indiferent cât de frumos ați înfrumusețat clădirea asta, vreau să vă spun asta, nu-i casa Domnului.
Cu ani și ani în urmă, când am avut o serie de predici, luni seara a venit la mine o soră scumpă. Și după ce a așteptat o oră că aveam pe cineva, a intrat la mine, a deschis poșeta cu mâna tremurândă și a scos un bilețel și zice: frate Beni, am venit să te mustru, ai stricat cuvântul lui Dumnezeu. Și eu spun: ascult. Citește primul text, al doilea text, când ajunge la al cincilea text, avea vreo 15 pe hârtie, devine albă toate și zice: înțeleg, dar de 40 de ani gândesc altfel. I-ați auzit pe copii repetând de nenumărate ori venitul la biserică. Dar zic, noi nu venim la biserică, noi suntem biserica. Noi nu venim la casa Domnului, noi suntem casa lui Dumnezeu, avem nevoie un loc de adunare și ne bucurăm în ritualurile noastre. Dar dacă ați fost atent la textul pe care l-am citit, fiind creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, eu ca individ devin templul Duhului Sfânt care locuiește în mine. Dar dacă este adevărat ce am citit acolo, unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor, înseamnă că familia mea poate deveni casa Domnului. Și când textul spune: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l, Dumnezeu ar fi dorit să vadă pământul acesta umplut cu ființe care sunt temple ale Duhului Sfânt, cu familii în care Dumnezeu este prezent și în comunități în care Dumnezeu este la el acasă. Casa Domnului este individul, ești tu, sunt eu, este familia, împreună cu copiii noștri, și este comunitatea în după masa aceasta adunată la închinare. Dragii mei, casa Domnului sunt oamenii, nu zidurile. Indiferent câți bani băgăm în ele, toate vor pieri. Omul este veșnic. Casa Domnului sunt oamenii, nu programele, indiferent ce trupe de închinare aveți, da? Casa Domnului sunt oamenii, nu ritualurile. Casa Domnului suntem noi. Dar ce interesant este că atunci când citim Biblia și îl vedem pe Dumnezeu dornic să aibă un templu sfânt în care să locuiască, o casă în care El să locuiască, omul este atât material pentru templu, cât și templul însuși. Spuneam că trupul nostru poate deveni templul Duhului Sfânt. Atunci când suntem spălați de sângele lui Hristos și Duhul coboară în inima noastră, pentru că suntem fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Omul este și material și templu. Nu spune Petru în capitolul 2, versetul 4: apropiați-vă de el, piatra vie, și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești lui Dumnezeu. Din păcate, întoarcem câteva pagini în Biblie și vedem că materialul pentru templu a fost vândut sau furat, vă las pe dumneavoastră să alegeți, și a urmat alungarea din Eden. Femeia s-a uitat la pomul cunoștinței binelui și răului și a văzut că este plăcut de privit, bun de mâncat și de dorit să deschidă cuiva mintea. Și în momentul acela a întins mâna după fructul oprit, relația cu Dumnezeu s-a frânt și Dumnezeu, în baza legii lui, trebuie să o dea pe mâna satanei. Pentru că în Roman 6:16 ni se spune: nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Și dintr-o dată familia aceea din Eden se rupe în două, femeia de partea șarpelui, bărbatul încă de partea lui Dumnezeu. Dar nu știu exact cum s-au întâmplat lucrurile. Dacă femeia a fost ispitită prin nevoia ei de semnificație, șarpele vine la bărbat prin femeie, prin nevoia lui de comuniune. Și el se leapăte de Dumnezeu și trece de partea șarpelui și un zid de despărțire cade între Dumnezeu și om. Din pricina legii lui Dumnezeu: nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii acelui de care ascultați. Prin ascultarea noastră ne vindem, ne dăm, ne dăruim într-un fel unui Dumnezeu. Fie adevăratului Dumnezeu, fie pretinsului Dumnezeu. Scriptura ne spune că Dumnezeu ne-a creat după chipul Său și ne-a creat pentru El. Dar m-am întrebat,
Oare Dumnezeu a fost luat prin surprindere atunci când materialul pentru templu a fost furat sau vândut? Oare va mai avea Dumnezeu o casă a Lui, un templu al Lui? Cu siguranță, pentru că El a gândit toate lucrurile înainte. Și în Efeseni, capitolul 1, versetul 4, ni se spune că în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați după buna sa plăcere, ca să slujim de laudă slavei sale, ne spune textul. Cu alte cuvinte, Hristos a fost dat la junghiere înainte ca Dumnezeu să fie zis să fie lumină. Soluția exista înainte ca problema să apară. Și în baza acestei soluții gândite de atot înțeleptul Dumnezeu, El a început să răscumpere materialul pentru templu. Și în felul acesta, dragii mei, Dumnezeu ne spune că planurile Lui se vor împlini. Dacă ați vedea ce am pe ecranul meu, imaginați-vă undeva momentul întemerii pământului și tot ce este în spatele acestui moment este în veșnicia trecută. Textul pe care l-am citit este că Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii, dar ca să ne poată alege a trebuit să ne înfieze, ca să ne poată înfia a trebuit să ne răscumpere și să ne ierte. Ca să ne răscumpere, să ne ierte, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să accepte înainte de întemerea lumii, să dezbrace slava Lui, să ia chip de om, să devină al doilea Adam, întru chipul căruia am fost plămădiți noi din țărâna pământului. Și toate acestea au fost ctitorite de triunul Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Dar toate acestea sunt și țin de planul veșnic al lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat, de fapt, în istorie? În Coloseni, capitolul 1, versetele 13 la 14, ni se spune că El, Dumnezeu, ne-a răscumpărat într-un fel din robia păcatului, din întuneric și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Și versetul 19 spune: în El, în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii și voi aveți totul de plin în El, capitolul 2, versetele 9 și 10. Dumnezeu, dragii mei, n-a fost luat prin surprindere și de aceea El va avea un templu. Și templul acesta se zidește. Ați auzit, vă pregătiți de un botez. Și în fiecare zi, probabil, Dumnezeu trezește conștiința cuiva. Se smulge din împărăția întunericului ca să fie strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, ca să se bucure de răscumpărarea și iertarea pe care numai întrupatul Fiul al lui Dumnezeu putea să ne-o aducă. Dumnezeu are o casă și casa Lui se zidește. Casa Lui se zidește, dragii mei, și întrebarea este: cum răscumpără Dumnezeu materialul pentru templu? Dacă ești în brațele lui Satan, din pricina ascultării de el, poți fi răscumpărat de acolo. Întrebarea este: cum? Observați, moarte în Biblie înseamnă despărțire de Dumnezeu. El este sursa vieții. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El, nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Viața nu este în noi. Noi trebuie să o primim și primim această viață doar dacă noi, pietrele moarte, ne apropiem de El, piatra vie. Piatra vie. Și viața din El ni se transferă nouă. Și astfel, dragii mei, viața vine să locuiască în noi, plin de har și de adevăr. Și noi devenim purtători ai vieții prin lumea în care trăim. Dar ascultați ce spune Petru în prima lui epistolă, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos,
care ne-a născut din nou prin învierea lui Hristos din morți la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Și voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită. În seara învierii, Domnul Iisus Hristos apare în mijlocul ucenicilor săi. Dar aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat înainte. Mai întâi, în grădina Ghețiman, Maria stătea și plângea la ușa mormântului. Și dintr-o dată vede o ființă lângă ea, șterge lacrimile și credea că e grădinarul, până când Domnul o grăiește. Și în momentul în care o grăiește, ea realizează că stă în prezența lui Hristos. Rabuni, zice ea. Și Domnul Iisus spune, Marie, nu mă atinge, nu mă prinde, încă nu m-am suit la tatăl meu și la tatăl vostru. Și în timp ce Maria fuge la ucenici, Domnul Iisus fuge la ceremonialul de întronare și de încoronare și de numire ca mare preot înaintea lui Dumnezeu. De ce e important lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu în înțelepciunea Lui a așezat în planurile Lui doi Adami. Eu sunt descendentul celui din tâi Adam, a protopărinților mei. Și tu la fel, noi toți descindem dintr-un singur om, ne spune Scriptura. Dar Dumnezeu în înțelepciunea Lui, pentru că Fiul Lui a acceptat întruparea și pregătirea pentru junghiere înainte de întemeierea lumii, a fost într-un fel cel în care este așezat primul Adam. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a închis pe toți oamenii neascultare ca să se poată îndura de toți. Și cum a făcut lucrul acesta? Închizându-ne și în primul și în al doilea Adam. Inclusiv al doilea Adam cuprinde și pe primul Adam. Așa cum eu actualizez păcatele protopărintelui meu prin neascultarea mea, prin păcatul meu, așa pot actualiza toată jertfa lui Hristos pentru mine prin ascultarea credinței mele. Noi am avut dimineață un botez și Scriptura spune că toți suntem fii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Toți câți v-ați botezat pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Intrăm în Hristos, al doilea Adam. Intrăm în sfera vieții, pentru că am fost mulși din împărăția întunericului și strămutați în împărăția Fiului dragostei Lui. Dar atunci când îi comparăm pe cei doi Adam, cel din tâi Adam a fost făcut un suflet viu. Un suflet viu. Este primăvară, ne apropiem de vară, florile sunt peste tot în jurul nostru. Și Scriptura ne spune că în sușirile Lui nevăzute, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Dar indiferent cât am iubit mama natură, dragii mei, ea nu ne poate da viață decât fizică. Pentru că întâiul Adam a fost făcut un suflet viu, în schimb al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Și de aceea atunci când eu cel mort mă apropii de El cel viu, viața din El este transferată mie. Și în felul acesta Dumnezeu răscumpără materialul pentru templu. În dupămasa învierii, doi dintre ucenici mergeau spre Emaus și un străin se apropie de ei și în timp ce mergeau pe drum, îi întreabă, ce vorbe sunt astea între voi? Păi tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim în ultimele trei zile? Ce? Îi întreabă străinul. Și aici varsă sufletul înaintea lui. Noi credeam că, dar... Când ajung în sat și el dă să meargă mai departe, îl invită înăuntru și la frângerea pâinii îl recunosc. El dispare. În momentul acela, cred că toate au rămas pe masă, ușa deschisă și au fugit 6 mile înapoi în Ierusalim și au bătut la ușile închise și când au deschis ucenicii, au început să vorbească cu el și nu și-au terminat bine vorba când cel înviat apare în mijlocul lor. Imaginați-vă!
Dacă Petru pare să nu știe ce vorbește pe muntele schimbării la față, când Hristos l-a transformat în prezența lor, gândiți-vă cum a fost când cel înviat a apărut în mijlocul lor, o noutate absolută în univers. Nu s-a mai pomenit așa ceva. Dar ei credeau că văd un duh și Domnul Iisus intră cu ei în vorbă și zice: de ce vă este tulburată inima? De ce aveți astfel de gânduri în voi? Uitați-vă la mine, un duh n-are nici carne, nici oase. Ei tot nu credeau. Aveți ceva de mâncare? Cel mai interesant meniu pe care ți-l poți imagina, un fagure de miere și un pește fript și rece, probabil. A luat ce a mâncat înaintea lor. Dar dacă răsfoiți cele patru evanghelii, veți vedea mereu această expresie: și tot nu credeau. Și tot nu credeau. Cum să crezi o realitate absolut unică în univers când n-ai termen de comparație? Ca să le risipească îndoielile, timp de 40 de zile li s-a înfățișat viu, arătându-li se deseori, până când învierea lui s-a luat pe ei. Când învierea lui s-a luat pe ei, nici moartea nu i-a mai putut opri. Dragii mei, în felul acesta răscumpără Dumnezeu materialul pentru templul său. 40 de zile în care viața de pe piatra vie sau din Duhul Dătător de viață a devenit viața și nădejdea lor în înviere, într-o moștenire nestricăcioasă păstrată în ceruri pentru ei. Așadar, Dumnezeu n-a fost luat prin surprindere și casa lui se zidește. Se zidește astăzi, dragii mei, prin toți aceia care, apropiindu-se de el, piatra vie, devin un templu sfânt pentru Domnul, o preoție și aduc jertfe duhovnicești lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. În Efeseni, capitolul 2, versetul 18, noi ne apropiem de Dumnezeu prin ușa pe care Hristos ne-a deschis-o și Pavel scrie efesenilor: așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Domnul nostru, Iisus Hristos. Suntem zidiți împreună ca să fim un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul, un templu sfânt pentru Domnul, casa pe care El și-a dorit-o din veșnicii. Și de aceea, dragii mei, i-a spus lui Solomon: voi dărâma casa asta peste voi dacă vă duceți să slujiți altor Dumnezei. Pentru că dorința lui Dumnezeu dintotdeauna a fost să locuiască în mijlocul poporului său. Dar vreau să vă spun, nu doar că casa lui Dumnezeu se zidește, casa lui Dumnezeu se va termina. Dacă veniți din Genesa în Apocalipsa, vedem cum se coboară din cer, de la Dumnezeu, noul Ierusalim, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Cine credeți că este în mijlocul lor? Dumnezeu însuși. Cu alte cuvinte, Scriptura ne spune că nu zidurile, oamenii sunt casa lui Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată că tu nu vei la biserică, ci ești biserica? Te-ai gândit vreodată că nu vii să-L întâlnești pe Dumnezeu, ci ești purtător de Dumnezeu 7 zile pe săptămână? Imaginați-vă ce incredibilă responsabilitate să-L porți pe Dumnezeu în familia ta, la locul tău de muncă, în cetatea în care te-a așezat Dumnezeu. Dar atunci când doi tineri se căsătoresc, ei formează celula fundamentală a casei lui Dumnezeu, a bisericii. Pentru că Scriptura spune că acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt eu în mijlocul lor. Dar mai mult, Scriptura spune că atunci când Dumnezeu a binecuvântat pe primii oameni și a spus: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, în planurile lui, el avea în vedere nu doar un individ, nu doar o familie, ci o comunitate.
locașul sfânt pentru Domnul, templul lui Dumnezeu. Frații mei, nu vă înșelați. Casa lui Dumnezeu este acolo lângă noi. I-ați văzut aici? Noi suntem prea preocupați pentru ei. Încercăm să-i câștigăm oferindu-le telefoane și lucruri materiale și tot felul de elemente care să ne lase pe noi, să ne vedem pe noi, să ne vedem de treburile noastre. Dragii mei, toate vor pieri. Ei, cei din casele noastre, sunt veșnicia. Cei care sunt fără de moarte. Dar întrebarea este dacă îi pregătim pentru rai sau pentru iad. Și de aceea binecuvântarea care a fost rostită ar trebui trăită și rostită de fiecare dintre noi ca părinți și bunici peste copiii noștri. Noi suntem casa lui Dumnezeu. Acum poate sună altfel afirmația de la început. Dacă mie nu-mi pasă de casa lui Dumnezeu, de ce ar păsa lui de casa mea? Interesant, Domnul nu face în locul nostru lucrările, ci le face împreună cu noi. Oare de ce a spus Domnul Iisus Hristos, luați jugul meu asupra voastră, un jug, dacă știu, are cel puțin două părți, și el într-o parte, eu în alta, din el tot trupul bine închegat și strâns legat, își primește creșterea, spune Pavel. Luați jugul meu și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dacă vrem să zidim casa lui Dumnezeu, trebuie să ne înjugăm împreună cu Hristos de dragul oamenilor și pentru oameni. Nu de dragul zidurilor și pentru programe. De dragul oamenilor și pentru oameni. Dacă mie nu-mi pasă de casa Domnului, de ce ar păsa lui de casa mea? Dar vă mai pun o întrebare. Ori am vreo dovadă în viața mea că îmi pasă realmente de casa Domnului acum când am definit-o în lumina Scripturii? Dați-mi voie să iau textul din Coloseni, capitolul 3. Ultimele două capitole sunt capitole aplicative ale cărții, după ce ni l-a deschis pe Hristos în toată frumusețea Lui, în capitolul 1 și pericolele în capitolul 2. În capitolul 3, El ne îndeamnă să ne îmbrăcăm cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Dar ascultați-l pe Pavel și scopul pe care el îl are în toată lucrarea lui. Versetul 28 din capitolul 1. Pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să desăvârșim, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Desăvârșit în Hristos Iisus. Desăvârșirea în Hristos Iisus reclamă două lucruri, dezbrăcarea de omul vechi și îmbrăcarea de omul nou. Dacă casa lui Dumnezeu sunt eu, eu trebuie să dezbrac omul vechi și să îmbrac omul nou. Dacă familia mea este casa lui Dumnezeu, noi trebuie să dezbrăcăm omul vechi și să îmbrăcăm omul nou. Dacă noi ca biserică suntem casa lui Dumnezeu, noi trebuie să ne ajutăm unii pe alții să dezbrăcăm omul vechi și să îmbrăcăm omul nou. Și interesant, această dezbrăcare și îmbrăcare începe totdeauna dinăuntru spre afară. Începe cu caracterul și apoi se arată în conduita noastră, în relațiile noastre. Ascultați versetele 5 în jos. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în toate aceste păcate. Toate acestea sunt realități lăuntrice, curvia, necurăția, patima. Astea sunt luptele mele ale templului Duhului Sfânt în fiecare zi până când voi dezbrăca trupul acesta de carne. Dar textul nu se oprește aici. Pentru că bătăliile pe care le câștig în caracterul meu trebuie să își arate roadele în relațiile dintre noi. Și versetul 8 continuă. Vrășmășia, da? Și dacă aș înșira toate celelalte lucruri, toate au de-a face cu relațiile dintre noi. Dar nu-i suficient să dezbraci omul vechi dacă nu te trudești să îmbraci pe Hristos, să îmbraci omul nou. Dezbrăcarea omului vechi
dragii mei, ne aduce curăție morală și sănătate socială. Dar numai îmbrăcarea omului nou ne pregătește pentru nunta mielului, ne pregătește pentru întâlnirea noastră cu Hristos. Și textul spune, relațiile trebuie nu doar curățite, ci și întărite cu legătura dragostei. Și dați-mi voie să continui să citesc, din text. Pentru că versetul 12 ne spune, astfel dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos. Și pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Și mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții, cu psalmi, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Dați-mi voie să întreb din nou, dacă am înțeles ce-i casa lui Dumnezeu și lucrez la zidirea ei, în ce măsură mă preocupă asemănarea mea cu Hristos? Nimeni să nu vă răpească premiul alergării. Și premiul alergării, dragii mei, nu sunt străzile de aur, ci este chipul lui Hristos care se zidește în noi în fiecare zi. Chipul lui Hristos pentru ca într-o bună zi să fim împreună cu El. Dar când mă uit la toată această listă, îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, întrebarea este cum să le privesc? Ca și cum a sta în fața unui raft să iau ce îmi place de pe ele sau ca și cum a sta în fața unei scări pe care trebuie să o urc până la acela care este dragostea? Și pentru că întotdeauna împărăția lui Dumnezeu începe dinăuntru înspre în afară, scara este alcătuită din trepte ciudate care conțin câte două aspecte, caracter, conduită, caracter, conduită, caracter, conduită. Dați-mi voie să încep să urc scara cu noi ca dovadă a faptului că mă interesează casa Domnului. Ca niște aleși ai lui Dumnezeu, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Ce-o fi îndurarea? Stăpânul viei vede un smochin care l-are de 3 ani acolo și l-a dat rod și stai la afară! Grădinarul se uită la stăpân și zice, mai lasă-l un an, îl voi săpa, îl voi uda, poate va aduce rod. Dragii mei, cele mai dureroase lucruri sunt relațiile. Trebuie acolo ne călcăm unii pe alții, pe picioare. Acolo ne greșim unii altora. Ce se întâmplă când o relație se tensionează și îți vine să iei ligheanul capilat să zici, m-am săturat de ea? Îndurarea este acea decizie a inimii de a nu trânti lucrurile la pământ, de a mai face un pas, de a mai oferi o șansă celui de lângă tine, indiferent de câte ori ai făcut-o. Gândește-te de câte ori a trebuit să ia Dumnezeu de la capăt cu tine, cu mine. Da, dar îndurarea este o realitate lăuntrică. Până nu se naște, este ca pruncul pe care l-ai purcat în pântece, dar care n-a văzut lumina zilei. Și de aceea ai urcat prima treaptă doar dacă îndurarea se naște în bunătate. Vă aduc înainte doi oameni, David și Saul. Saul cade în mâna lui David de mai multe ori, dar cel puțin de 2 ori Scriptura ne spune că dormea, iată, un colț din haină, în timp ce unul din capitanii lui ar fi vrut să-l străpungă cu lancia. Și îl strigă de pe celălalt deal și se rușinează Saul, ca și cum s-ar fi născut în inima lui îndurarea, dar n-a văzut lumina zilei niciodată.
Și el moare cu îndurările nenăscute, pentru că drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Și de aceea, până când îndurarea nu se materializează în fapta bunătății, ea nu există. Problema este că pe fiecare treaptă vine și ispita. Doamne, eu mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, prea curvar, răpăreț, și nici ca vameșul acesta. Eu dau zeciuială din toate verdețurile mele. În timp ce vameșul se bătea cu pumnul în piept și striga, ai milă de mine, Doamne. Observați, în momentul în care ai reușit să-ți arăți bunătatea, vine mândria și mândria merge înaintea căderii. Ca să scap de ea, fugi repede pe treapta a doua, smerenia. Da, dar pentru noi, oameni atinși de păcat și mândri, smerenia nu se poate naște decât în prezența lui Hristos. Pentru că am fost chemat să devenim asemenea Lui. Și când mă opresc în fața lui Hristos, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și ce vedem? Vedem cine suntem și vedem și cine ar trebui să fim. Vedem distanța uriașă pe care trebuie să o mai parcurgem și ne plecăm capul în pământ, smeriți înaintea Lui pentru ceea ce nu suntem. Deși ar fi trebuit să fim. Voi de mult trebuia să fiți învățători, dar și toți vedem în noi lucrurile acestea. Și de aceea smerenia se naște doar în prezența lui Hristos, dar smerenia este o atitudine a inimii. Până când nu vede lumina zilei, ea nu există. Și lumina zilei, smerenia o vede când devine blândețe. A fi blând înseamnă a avea curajul să ieși din competiția afirmării de sine. Dar când ai ieșit din competiția afirmării de sine, în lumea care suntem, toată lumea se uită la tine și te marginalizează. Și inima ta începe să se umple de amărăciune și lăstarii încep să întineze pe mulți din jurul tău. Ca să biruiești amărăciunea, trebuie să faci un pas mai departe la îndelungă răbdare. Dar ce-o fi îndelungă răbdare? Avem impresia că este doar o răbdare mai lungă. Nu, nu, nu. Sunt doi termeni diferiți în limba greacă. Dumnezeu n-are nevoie de răbdare. Pentru că El zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Marea se liniștește, peștele îl ascultă, furtuna se oprește. El zice și se face. Dar pentru că ți-a dat libertatea de alegere, fără îndelunga Lui răbdare, n-am avea nici unul, absolut nicio șansă. Nici unul, absolut nicio șansă. Dați-mi voie să compar îndurarea cu îndelungă răbdare ca să o înțelegem. Îndurarea este o scânteie. Îndelunga răbdare este focul pe care scânteia îl aprinde. Îndurarea este un punct. Îndelunga răbdare este linia pe care punctul îl desemnează. Îndelunga răbdare hotărăște să ducă lucrurile până la capăt, pe care îndurarea i-a luat de la capăt. Da, dar imediat după aceea spune, îmbrăcați-vă cu inima plină de durare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Atunci când ai o pricină împotriva cuiva, înseamnă că cineva te-a lovit cu o piatră și piatra s-a făcut o rană sau o vânătaie. Și îndelunga răbdare îți dă posibilitatea să iei piatra, să o șezi lângă tine, să nu o arunci înapoi. Dar numai îngăduința îți dă puterea să iei pâine în loc de piatră și să o întinzi celui care te-a lovit. Ori pentru asta e nevoie de puterea lui Hristos în noi. Dar mă întreb ce fac cu rănile, cu vânătăile. În limba mumii mele este o zicală. Merg boceai tot talac de nemeg la mai am rol. Te-am iertat, te-mi-a rămas încărcat ficatul. Ce fac cu povestea aceea? Dragii mei, numai iertarea poate rezolva
rănile și vânătăile. Și atunci când iertarea lui Hristos te-a cuprins inima, te poți uita în ochii celui de lângă tine, pentru că se așează pacea în relație. Și revenim la a forma un singur trup, care este trupul lui Hristos, casa lui Dumnezeu. Și textul spune mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este îndelung răbdătoare, plină de bunătate, nu pismuiește, știți textul? Nu va pieri niciodată. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu însuși este dragostea. Îți pasă de casa Domnului dacă ai curajul să dezbraci omul vechi, să omori mădularele care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, pofta rea, lăcomia, vrășmășia, închinarea la idol, toate acestea. Dar mai pe sus de ele, să începi să îmbraci omul nou. Să-L îmbucuri pe Dumnezeu care vine să locuiască în trupul tău, ca templu al Duhului Sfânt, în familia ta, casa lui Dumnezeu și în comunitatea noastră. Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu, când a început să lucreze în ziua cincizecimii, a adunat pe oameni în casa lui Dumnezeu prin pocăință, după care, spune textul, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciunii. Cât de simplu a fost pentru familiile de evrei să comute de pe ritualurile vechi testamentare pe cele adevărate în Hristos, să-L așeze pe Hristos ca mierul de Paște între ei. Dar ceea ce lipsește cel mai des între noi nu este învățătura apostolului, avem pe toate canalele, la internet, dragii mei, poți asculta câte predici vrei, cărți, să le citești. Celelalte trei lucruri. Legătura frățească, unde să fim transparenți unii cu alții, să ne ajutăm în dezbrăcarea omului vechi. Și de aceea a gândit Dumnezeu familia, ca să nu te poți ascunde de soție sau de soț sau de copii sau de părinți. Să existe această transparență între noi, ca dezbrăcarea și îmbrăcarea să fie asistată și posibilă între noi. Dar apoi, frângerea pâinii nu era instituționalizată, că eu nu cred că Petru mergea la 3.000 de oameni să se roage pentru pâine și vin. Nu, dragii mei. Toate se întâmplau în familie. Și toate le-au învățat de la părinții și străbunicilor 16 secole. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Și pentru că plecau din prezența lui Hristos cu dorința de a deveni ca și El, Dumnezeu adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiți în fiecare zi. Din păcate, noi oferim oamenilor clădiri și ritualuri. Și când vin între noi, ce frumos e aici, până încep să ne cunoască. Veniți să comutăm de pe ziduri, pe oameni, începând din casele noastre, de la copiii noștri. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Amin.